îl simt pe marele admirator al reginei Maria, că fierbe aici să vă spună mult mai multe lucruri decât o să pot eu să vă spun, dar intervin puțin ca traducătoare să vă vorbesc despre lucrurile la care poate nu vă așteptați să le găsiți în jurnalul reginei și lucrurile pe care nu o să le vedeți pentru că nu se pot vedea în afara manuscrisului. Poate că nu vă așteptați la un jurnal atât de intens, pentru că vă promit că este formidabil de intens. Nu mă așteptam la asta când am început, nu mă așteptam să găsesc asta, dar este pur și simplu o răbufnire a reginei exact așa cum era ea. Se pripește, se înfurie, se mai potolește, revine a doua zi asupra unor lucruri pe care le spusese cu o zi înainte și oarecum îi pare rău. Ce nu o să vedeți? Nu o să vedeți rândurile șterse cu furie până aproape că se trece prin pagină, rânduri înnegrite cu stiloul, la fel violent, cu ciudă, de exemplu, în perioada păcii, cu părere de rău. Nu o să vedeți rândurile scrise cu creionul foarte, foarte fin, așa cu părere de rău când își amintește despre niște vremuri fericite dinainte de începerea războiului. Sunt lucruri pe care le pierdem, din păcate, pe care încercăm să le recuperăm atât cât putem în forma aceasta. Sunt lucruri care mi-au dat mie cel puțin impresia că nu cred că regina era pregătită pentru ce s-a întâmplat. Cred că s-a pregătit pe parcurs și a reușit extraordinar să o facă. Ea susține întotdeauna că are în ea ceva care o face să meargă mai departe. Găsim acest lucru în mod repetat în acest, prin voluma jurnalului și în cele care vor urma și vă promit că dacă primul este intens, următoarele sunt și mai amețitoare. Și reușește să ne demonstreze regina că a avut dreptate. Cum a reușit, nu știu, dar am rămas cu o admirație extraordinară în fața acestui text și al personalității din spatele lui, pe care sper că am reușit să vă transmit și dumneavoastră. Să auzim mai multe. Vă mulțumesc.